Basisbe, de lângă aera, a e a, plus b e b, plus b e b. Și acum e ce trebuie să luați în faptul drept, nu? Da, asta vreau să fac. Iar ce pe lângă? Faceți pătrat atunci. Iar ce pe lângă? Minus a minus b. Minus iar ce pe lângă a plus b, nu? Da. A plus b. Faceți minusul ca lumea, nu? Minusul. Așa. Deci minus iar ce pe lângă a plus b. Dar CC1-ul ăsta, hai să vedem la unde îl putem băga. CC1-ul ăsta ca să ne lege problema. Deci de la ier i iar ce 1 minus ac. Ier i este egal cu oc minus ic. Adică să mă duc prin oc care este ier c plus ic ăsta. Dar ic-ul nu știu în ce raport este din cc-ul ăsta. Din CC1 nu știu ce raport este. CC1, BB1 și A1 avem de gând să fac. Între unghiul ABD. Cum? Între unghiul ABD. Definind A, B, D. D unde ID. Definind ID pe principiul ABC. ID. Asta așa. ID pe BC. În punctul de tangență, da. În dreptul la vederi, restul din teorema bisectoarei că AI supra ID egal cu BA supra BD egal cu C. Deci AI supra AI supra ID. Dar D-ul ăsta pe cine era? Pe BC sau pe AB? Pe BC. Pe BC. Și atunci ce AI ai zis? Pe ID. AI pe ID. AI pe ID. Egal cu BA supra BD. BA. Supra BD. Supra BD. BA supra BD. Și egal cu CD supra BD. Și egal cu CD. Ce ceva, când ce... Nu știu, ce e supra BD? Ce e supra BD? Eu știu că tangentele duse într-un punct exterior la cer sunt egale. Deci tot dacă... zice, între unghiul ABD rezultă din teorema bisectoare. Asta nu trebuie să luăm A, B și D? Dar dacă luăm pe A cu D? Da. Păi, dacă unesc pe A cu D... A, I... supra ID. A, I supra ID. Da. Egal cu BA supra BD. B, A supra BD. Deci, unesc pe A cu D. Într-unghiul ăsta, BAD. BAD. AI supra ID. Înseamnă că AD-ul asta e o rezultantă? Dacă e A, nu, e un raport. I supra ID. AD e comună celor două triunghiuri, domn profesor, care se formează acolo. AD. E comună și lui ABD și lui AID. Da, dar în triunghiul ABD, într-adevăr, BI este bisectoare, că unim pe I cu B și cu I cu C. E bisectoare, dar în partea aici, în punctul ăsta. Și aici zice AI supra ID egal cu BA supra BD. AI supra ID. ID, vedeți două laturi, e față de latura comună. Egal cu? BA supra AD. BA supra AD. Haideți să scriem puțin că BA supra AD ar fi bisectoarea lui BAD. BA supra BD. AD.
Asta BD? BA asupra BD. BA asupra BD e BI. Nu, nu e BI. BA asupra BD e... Totuși, este raportul ăla, e teorema bisectoarei. Deci B asupra BD. Aici să mutăm cu punctul L. Da. Dacă vrei așa, A, L, supra L, D, egal cu A, B. Sau BA, că suntem pe segmente. Da, BA asupra BD. Asta da, da. A, L, supra L, D. Da, și apoi A, I, supra I, D, egal tot cu A, L, supra L, D. Și atunci, A, I, supra I, D. A, I, supra I, D. E da, egal tot cu A, L, supra L, D. Dar ea este și bisectoare în triunghiul A, I, D? Așa se pare. Stai să vedem. Cum se fie, dacă e bisectoarea acolo lui B și bisectoarea acestuia. Eu nu prea... Da, așa scrie și aici. Cred... Atâți stai o secundă, stai să vedem, Miruna, că vreau să ne convingem. Că așa stau lucrurile. Aici... Și... egal cu A, B supra BD. Deci același lucru, BA, am să vreau să ne zic aici. Deci... asta bisectoarea de aici în C deci dacă este bisectoarea în D în triunghiul ABD ea este acolo și tu spui că și în AID nu poate să fie în AID. Că atunci I, L să fie bisectoare, A, L, supra L, D. Egal cu A, I, supra I, D. Și de aceea mi-e permis să zic asta, să facă raport. Deci în momentul în care duc asta... Deci de la zis perpendicular. Bun. Perpendicular aici, pentru ca să vorbesc, ducând și perpendicular aici, se întâmplă ca bisectoarea unghiului ăsta să fie și bisectoarea acestuia, pentru că aici perpendicular, unghiul este opus, iarăși sunt împreună, deci 90 de grade, perpendicular. Tangenta e perpendiculară și tangentele sunt exterior. Deci BD, ai zis, supra AB toată? Uh-huh. AB supra BD e egal cu AI supra YD, nu? AI supra YD e egal cu AB supra BD. Asta am zis. Și apoi, haideți, imităm și una. Poate că păi e o simetrie de acolo. Totul merge pentru o simetrie, dar ducând... Zice că în triunghiul ABC... ABC... Tot în teoria bisectoare, rezultă că BD supra DC... În triunghiul ABC... BD supra DC... BD supra DC... DC... Egal cu AB supra AC. Asta e clar, pe teoria bisectoare chiar. Și egal cu C supra B. Că pe B am notat... Deci BD supra DC. 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 Egal cu AB supra AC. Asta e teorema chiar bisectoare, asta e clar. BD supra DC. Dar mă, bisectoarea asta mi s-a dus aici, măi. Bisectoarea care tai, tai în A1. De ce tai tot în punctul de tangență? Nu, nu suntem în punctul de tangență. Că... De ce nu suntem în punctul de tangență? Deci, vedeți, ea zice, ei zică tot AD-ul ăsta, vedeți? De AD-ul ăsta să leagă, nu de A1. Păi, eu n-am motive când am pus,
când construiesc centrul cercului înscris, Mirna, invers, eu duc bisectoarea asta, bisectoarea cealaltă, găsesc centrul cercului înscris și acum, una sunt, altele sunt perpendiculare astea, care înseamnă punctul de tangență al cercului, dar nu, nu se întâmplă ca să fie exact în, numai dacă primul este isoscel, e altceva, un prim particular. Aici zice, e, aveți un triunghi. Nu, nu văd așa. Dacă am o demonstrat-o sau ce? Da. Deci CC1 asta, cum am găsit-o noi, înțeleg rostul. Acum, pe CC1 asta, dacă o pot exprima în câți mitri OI, deci CC1 ca vector, ai spus, da? Dar CC1 ar fi CI plus IC1. CI, că sunt coliniare, plus IC1. Și I, CI, asta înseamnă I minus IRC. Iar IC1, unde o pot prinde pe IC1? Ieri? Da, deci la noi așa se duc. Deci AD este bisectoare. AD bisectoare. Așa, deci AD bisectoare. Și într-adevăr nu formează unghiul acolo. Deci AD bisectoare. Ia IF bisectoare, adică CF bisectoare, BE bisectoare. Și după care zice așa, că triunghiul ABD rezultă din teorema bisectoarei că AI... În triunghiul ABD, din teorema bisectoare, că este bisectoare aici? Rezultă că AI supra I... Dar I cine este? Asta de aici? Da. AI... Păi și trece. AI supra I... Deci... aici, CIF, AID și BIE sunt coliniare. CIF. IF cine să fie? CIF, da. Da, este bisectoarea. CIF e bisectoarea. Așa, IF e bisectoarea aici, da? Da, și sunt coliniare CIF. Da, sigur că e bisectoarea. La fel și BIE. BIE, la jos, jos. BIE. BIE, BIE, asta este eu. Da. Da. Și la fel și AID. D. A? AID. A1 la noi. În locul A1. Aici e D. Acolo, da. Deci nu, nu, așa, și acum... Și acum AI supra ID. AI supra ID, da. Egal cu BA supra BD. BA supra BD. Deci D1 nu este aici, așa, cum corect. Ziceam noi, A1. Corect. Așa. Și egal cu C, că așa l-am notat pe AB. Pe așa. Pe AB, cu C, C pe BD. Relația 1. Supra BD, BD care e necunoscut. BD-ul rămâne așa. Apoi, într-un fel la BC, în teorema bisectoare, BD supra D, că e egal cu AB supra C, egal cu C supra B. Da. Apoi BD egal cu BD plus DC, BD egal cu BD supra BD plus DC, egal cu AB supra AB plus AC, egal cu C supra C plus B. Și atunci, relația 2, BD supra BC egal cu C supra C plus B. Da. Deci, cu toată problema la noi, s-a blocat aici, că insistai cu D, cu tangența. Cu tangența. Cu... Că este perpendiculară. Deci, de nu, nu mergea deloc, mă scoteai din mână. Așa, acum, eu nu putem să zice așa, că triunghiul A, A, D, B, dar D fiind prelungirea, da? Cum ziceți noi A1, da? Cum am zis A1, așa avem acum, da. N-am greșit aici, numai că am intrat în moment de blocaj, pentru că gândeam... Că dă-i la tangență, n-am dă-i la punctul de tangență, n-are nicio legătură cu asta. Deci, în triunghiul ABD, unde am prelungit pe asta ca bisectoare, atunci
I-ul, AI, I-ul împarte pe AD într-un raport K. Și pot să spun așa, că în triunghiul ABD, ABD, AI supra ID, AI supra AI supra ID, egal cu, cu raportul AB, AB supra BD. Și AB a fost notată cu litera C mic, supra BD, care BD, BD supra DC pe de altă parte, că asta e AD, bisectoare în triunghi ABC. Deci BD... Ce supra BD să scriem acolo? Unde? Acolo, sus, unde e prima relație, n-am scris supra BD. Așa, C supra BD. Dar pe de altă parte, BD supra DC, BD supra DC. Încă noi am situat în triunghiul ABC. În triunghiul ABC, sigur că da. Rezultă că BD supra DC egal cu AB, care e C mic, da? Supra B mic. De unde scoatem pe BD, egal cu DC ori C pe B. Uh-huh. Egal cu DC ori B pe B mic. Orice pe B, poate. Orice pe B, da, orice pe B. Și egal cu C supra BD, dacă nu locuim, și veni DC ori C pe B, care înseamnă întoarceți acolo. Deci vine BC cu C se duce, vine B supra DC. Nu? Asta pare mai B supra DC. Și am zis AI. AI supra ID, am zis. AI supra A, I supra ID. Și mi-a ajuns asta. Dar dacă aș fi fost tot ID, aș fi găsit ceva, dar mi-a rămâne de ce o aici, văd, B supra DC. Și acum aici BD supra DC. BD supra BD plus DC. BD supra BD plus DC. Adună pe toate astea. Ca să găsesc pe BD. Hai că e mai bună treaba asta. Adică faci, vă poți schimbate la asta. Da, 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 da. Deci, după ce am scris-o pe asta, da, ca să-mi rămână BD supra BD plus BD supra BD plus DC egal cu C supra C plus B. Adică BD supra BC. Adică BD supra BD plus DC e tocmai DC, care e A mic, supra A mic, egal cu C supra BD plus B. C plus B. Eu știu că BD, BD simplu, e egal cu A supra B plus C. A orice, corect, supra B plus C. Relația 2. Da, dar BD ăsta îl locuim aici. Păi da. Și acum vine AI supra ID. AI supra ID. AI supra ID. Egal cu C supra A orice. Egal cu C supra A orice. Aici se ne da. C supra A orice. A orice. A orice. Pe B plus C. Pe B plus C. Și egal cu B orice supra. Și egal cu C cu C se duce și vine B plus C. Supra. Supra. Așa, B plus C supra. Da. Da? Așa, ce supra. Și rezultă că AI egal cu BD plus... Deci AI, am găsit constanta. Da. Haide să ștergem, ca să vă mulțumim, domnul. Deci AI supra ID egal cu B plus C supra. Îmi place rezultatul că AI egal cu B plus C supra ori ID. Da. Deci avem că AI supra ID egal cu B plus C supra A. De unde înseamnă că AI egal cu B plus C supra A ori ID. Nu? Asta. Și atunci, dacă știu
În ce trim mă duc acum? Zic că acum facem pe OI. În A, de, în triunghiul A de O. Așa, și zic că OI egal cu O. Așa, OI. Deci în triunghiul A, de O, A, de O. Voi spune, am raportul AI supra ID și atunci IR, OI ăsta, care este IR indice I, deci IR indice I, nu? Că știm asta. Da, da. Împart un raport, un segment într-un raport dat. Va fi egal cu IR A. Nu, egal cu 1 supra K. 1 supra. Ăsta e K-ul. B plus C supra A plus 1 ori IR indice A ori IR indice A plus constanta B plus C pe A, pe A supra B plus C pe A plus 1 ori IR C. Deci, IR I. Oare am zis bine IR ce? Uitați să luăm pe asta. IR I, da. Oare IR, IR D. Deci, nu? IR D te simte. Am zis... În triunghiul A, mers? În triunghiul A, O, D. D. Atunci, I, ori IR D. Ori IR D, da. Nu IR C. Așa, ori IR D. Și atunci zicem, IR I, egal cu A, se duce sus, A, iar A, supra A plus B plus C. Da, plus. Plus, aici, aduc la așa ajumitor, acoa sunt plăcii. Da. Și vine B plus C, ori iar D, supra B plus C, supra A plus B plus C. A plus B plus C. Și egal cu... Da, mi-a ieșit IR I este egal cu A plus B plus C, pot să scot factorul 1 supra A plus B plus C înmulțit pe lângă A era A era plus B plus C ori IR D. Așa, B plus C ori IR D. Bine? Da, da. Acum pe IR D. Pe IR D-ul ăsta în ce trebuie? Trebuie să scrie, să trasați un pic. Dintr-o repetiție, cred, analog, se poate scrie IR I, cum am găsit așa, cu A era B plus C IR D. Asta apare B iar B plus celelalte două ori C plus A ori IR indice a fost cu IR indice D, da? Acum va fi cu IR indice E și cu IR indice F. Deci cum mi-a intrat IR D-ul acum, nu? Da. Așa. Va intra și IR IF-ul și eu. Și iar eu, într-o ciclicitate. Deci, IR I, mă uit unde trebuie să ajung, da? M-am dus tot aproape. Da, dar n-avem IR B, IR B plus C, IR C. Deci mi-ar mai trebui să arăt că B plus C, IR D. În loc de, trebuie să arăt că IR D este... Trebuie să arăt cu IRD egal cu IRC? Nu. IRD-ul pe lângă B plus C să fie egal cu BRB plus CRB. Deci dacă arăt că B plus C ori IRD egal cu BRB BRB plus C IRC C IRC, gata problema. Deci aici am rămas. Nu? Deci B plus C
Deci ier de un raport cu ier B și ier C. Ier de un raport cu ier B și ier C. B plus C e AC. Da, dar asta, eu știu asta. Fac acum rapid. Eu știu că DC supra da. DA... Uite, am da. Profesor un pic, te scrie da. Uite, DC supra DA, eu știu raportul. Egal cu AB supra AC. Și acum, în triunghiul BOC, în BOC, aplic că D-ul împarte într-un raport dat. Da. Și atunci ierb de una. Și atunci eu știu așa, că B supra D, B, BD, pardon, BD supra DC, da. DC, deci BD supra DC, egal cu asta toată, care înseamnă C mic, supra asta B. toată, care înseamnă D. Adică s-ar zice cam constanta asta și în clipa asta ier indice D. D va fi egal cu 1 supra constanta C pe B plus 1 ori ier indice B, ier indice B plus C supra B, B supra C supra B plus 1 ori iar indice C. Și egal mai departe, aduc la aceeași numitor, C plus B, B ori vine sus, B iar B. Da, C plus B. Supra C plus B plus B plus C, C iar C, C iar C, supra B plus C. Și iată pe B plus C este același. Deci am acum că B iar B plus C iar C supra B plus C egal cu iar B. Chiar ce trebuie demonstrat, nu? Că aduc la aceeași numitor și vine B plus C. Adică mă duc acum și înlocuiesc pe iar D. Pur și simplu locuiesc pe RD și dar nu, că avem, că avem că B plus C pe lângă RD egal cu RD A plus C. Vreau să spun că îmi continui da. Ideea. Da. RD o înlocuiesc acum și B plus C cu B plus C se simplifică. Uite, nu? Hai să vedeți așa. Că acolo mă întrebam, asta trebuie să arăt. Și nu știam unde spune. Și am arătat. Uite, spune egal mai departe acum. 1 supra A plus B plus C pe lângă A iar A plus plus în loc de iar D adică zic D plus C ori iar D dar în loc de iar B B iar B B iar B plus C iar C supra B plus C așa totul supra B plus C simplificăm și egal cu ce este 1 supra A plus B plus C, pe lângă A iar A, plus B iar B, și plus C iar C. Și asta era ideea. Hai să mai vedem o dată, că problema e interesantă. Deci, mod clar, A, G prelungită, este bisectoare în triunghiul ABC. Și fiind bisectoare, împarte latura opusă într-un raport. BD supra DG. Și atunci, BD supra așa este egal cu AB supra AC. Dar tot același D și lucrată ne-a ieșit relația asta. În care intra cine? Intra iar D-ul. Însă, tot atât de bine, în triunghiul I, A, C, no. În triunghiul I, O, C, B, B, O, C, în triunghiul B, O, C, O, C, la fel era bisectoare, O, D, nu?
B despre de ce? A disc egal? Ce trângheam prin noi? B, O, C. Asta l-am prins. B, O, C. O, C. Da, și am zis că S, D, adică O, D, egal cu 1 supra... Așa merg. B, O, C, O, D e bisectoare. Hai da. Da? Nu. O, D este, știu despre deca poziției. Da. Știm că B despre de ce. Când mie mi-intra, avea nevoie de R, D, O. Da. O, D e bisectoare, nu? Nu, 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 nu e bisectoare. O, D... De o știu în ce poziție se află. În ce poziție? În mijloc? B despre de ce știu raportul. B despre de ce știu. Și în triunghiul B, O, C aplic punctul care face în segmentul raportat. Știam că B despre de ce... Și e 1 supra 1 și știm, da. Și deci, practic, în triunghiul... Asta e, cum ar fi finalitate. Două sunt momente importante. Mm-hmm. În triunghiul ABC, A, D e bisectoare. Și spun asta. Și pun, transcriu asta și totul merge până la locul în care intră în discuție RD-ul. Și atunci ai zis și RD-ul trebuie să scap de el. Ca să scap de RD, mi-amintesc că D-ul împarte pe BC pe un raport dat. Da, și mi-a dat acolo C supra B. Și mi-a dat chestia aceea și acum am locuit și mi-a scăpat de RD și totul este rapid. Deci, sunt două lucruri importante. Foarte limpede. Acum, fiindcă am înțeles exact etapele, e limpede, că tot așa cum am lucrat-o pe partea asta, puteam lucra și pe BE. Sau pe CEF. Sau pe CEF. N-a dat importanță unde ne ducem, că se întâmplă același lucru. Eu am avut impresia că la centru de greutate să iau pe ieri, să apară ieri eu ăsta de 2-3 ori. Să se resumeze acolo, să dau un factor comun. Ei, nu era fost așa. Pentru că în momentul care zic aici plus 1, apare A plus B plus C așa. Uh-huh, uh-huh. Da? Deci apare A plus B plus C. Și doar atât. Scriind raportul, iar I-ul acela este repede găsit în funcție de R și iar D. Deci iar I-ul în funcție de R și iar D. Pentru că în triunghiul A, O, I, O, I, acela este bisectoare, nu? Iar am fugit din problema. În triunghiul A, D, O. A, D, O. În triunghiul A, D, O. În triunghiul A, D, O, R, I, cred că am acolo scris. R, I egal cu 1 supra B plus C pe A, plus 1 era, plus B plus C pe A. Așa. Deci, în triunghiul A, B, D, Miruna, B, I este bisectoare. Da. Și fiind bisectoare, știm atunci, cu ce raport... Atunci A, B supra B, D egal cu A, I supra I, D. Așa. Apoi ne-am dus în triunghiul... Știind raportul... Am scris de a intrat ieri I-ul în discuții și iar a intrat și funcții de RD și la RD scap de el ducându-mă în triunghiul B, O, C. Ducându-mă... Deci sunt două, trei etape sunt clare acum. Deci în triunghiul A, B, D, I are o poziție datorită lui B care e bisectoare. Încă știu A, I, pe I de, în funcție de B, B și am făcut raport de derivate acolo și am făcut raport, am găsit raportul. Deci ne-a dus pe toată latura.